așa pijama. Hei, salutare dragi prieteni, cu voi din nou este Iuliana și bine ați revenit la un nou vlog. Astăzi o să fac un vlog mult așteptat și unul foarte special. Astăzi o să fac 24 de ore în culoare, ghiciți care? Ghiciți care? Ghiciți care? Și în fine, ghiciți! În culoarea roz! Yay! Special pentru voi, m-am trezit mai devreme ca să mă schimb în pijamaua asta care mor de cald pentru că e... nu e de vară, pentru că eu pijama de vară roz nu am, dar în fine, pentru voi am îmbrăcat pijamaua asta. Așa că... putem să începem ziua noastră roz! Poate vi se pare că este dimineață și este super tare! Iuliana se trezește de dimineață, dar nu e adevărat, este ora 1 și eu m-am trezit abia cu o oră în urmă. Așa, începem dimineața, am mers să mă spăl pe dinți cu o periuță roz. Nu știu dacă am, dar trebuie să găsesc. Și după care vom merge în oraș, unde o să ne vedem cu prietena mea, pe care trebuie să o sun acum să-i zic să se îmbrace în roz. Ca să pot să mă văd cu ea, pentru că dacă nu e îmbrăcată în roz, nu o să pot să mă văd cu ea. Bună dimineața, Alica! Bună dimineața! Spune bună dimineața la cameră! Bună dimineața! Yay! Alica! Am o veste foarte bună sau foarte proastă pentru tine. Astăzi eu fac 24 de ore în culoarea roz și poate nu te-am anunțat, dar dacă vrei să te vezi cu mine, trebuie să te îmbraci în roz, da? Ok! Ok! Ne vedem, te pup să fii îmbrăcat în roz! Pa! Pa! Gata! Mi-am făcut și planul pe ziua de azi. Haideți să mergem să ne spălăm pe dinți și să mâncăm ceva. Pușoc! Deci, peretele nostru iubit roz. Știu că azi fac 24 de ore în culoarea roz, dar nu o să fie o problemă dacă o să mă spăl cu această periuță albă. Pentru că nu găsesc o periuță roz și chiar am nevoie să mă spăl pe dinți. Ok, o să ne spălăm cu o periuță albă. Trebuie să ne ștergem cu un prosop roz, logic! Mama! Adu-te rog un prosop roz! O spus că mi-aduce. Asta e doar pentru vlog, credeți-mă. Prosopul nostru roz. Iar acum o să mergem să mâncăm ceva, să ne facem un ceai într-o cană roz, logic. Și... idei n-am ce putem să mâncăm noi astăzi roz. Și logică, în frigider nu o să am nimic roz în afară de salam, care e un pic roz. Și pentru că astăzi toată ziua va fi în culoarea roz, am luat aici dulceață roz, o farfurie pentru clătite roz și o cană care cât de cât roz are roz pe ea, da? Vedeți, avem nevoie și de o lingură roz. Și am găsit și o lingură roz. În primul rând o să facem ceai. După cum vedeți, e roz, da? După care vom lua o clătită, pentru că mie personal mi este foarte fun. Și dulceața roz. Gata! Putem să mâncăm! Bucana asta e mai mare decât capul meu. Vedeți, da? Mulțumesc de masă! Iar acum urmează să îmi aranjez patul. Da! Iar acum o să mă pieptăn o perie roz. Și ca să pot sta pe telefon, o să-mi pun o husă roz la telefon. O să-mi pun husa asta care de fapt are niște chestii roz pe ea, dar nu se vede pe cameră, dar oricum o să mi-o pun. Acum urmează să mă machiez. O să îmi iau chestia asta aici, care este roz, în care am chestii cu care să mă machiez. Și o să îmi mai iau această
paletă roz, care la fel o să mă machiez. Eu m-am machiat, poate nu se vede foarte tare, dar sunt dată cu roz pe la ochi. M-am dat cu ruj roz, deci eu sunt gata. Eu deja m-am pregătit hainele roz în care o să mă îmbrac astăzi. Haideți să vi le arăt. Deci eu m-am ales acești pantaloni scurți. M-am ales această șapcă roz. Acest top, care e și cu gri și cu roz și cu negru și tot așa mai departe. Da, și acest hanorac. Haideți să ne schimbăm. A venit și Alica și suntem îmbrăcate în roz amândouă. Ce puios, de cea mai bună prietena mea. Toată lumea mi-ați întrebat, uitați-o. Alica, Alexandrina, Sanda, cum vreți voi. Ce ai spus? Șciorapii e roz, geanta e roz. Eu a venit special la mine toată îmbrăcată în roz. Uitați-vă ce prietenă responsabilă am eu, nu ca mine. Ne dăm și cu parfum roz? Hai, parfum roz, da? Vedeți că e roz. Și noi am ieșit afară, afară totul este verde, din păcate. Ar trebui să fie tot roz, dar e verde. Uite aici un trandafir special pentru noi două, care e roz. Îl vezi, da? Gata, noi ne-am hotărât, mergem să mâncăm sushi, da? Da. Mergem să mâncăm sushi pentru că ne este foarte foame. Icra aia de la sushi este un fel de roșu spre roz, așa că avem voie să mâncăm sushi. Ne-am ajuns. Dăm pe niște canapele mov-roz, ceva de genul ăsta, pe cameră să văd mai multe mov. În real, ele sunt mov-roz, așa că ne-am așezat bine. Noi ne-am comandat deja sushi și am rugat să ne aducă ceva de băuturi să fie de culoare roz. Noi ne-am adus băuturile roz. Foarte bun. Vai, arată foarte bine. Noi am fost și am mâncat sushi, iar acum mergem în magazin să mai alegem ceva de mâncare sau să ne mai uităm ce mai este roz prin magazin, ca să luăm și să plecăm la mine acasă să ne distrăm un pic. Noi am găsit apă roz și să luăm apă roz. Am găsit și un pic de chipuri roz, pe care aveam și două chipuri roz. Am găsit și paste roz, vedeți că are pachetul roz, așa că o să le luăm. Noi ne-am schimbat în tricouri roz, yay! Și am luat două pahare roz, după cum vedeți. Hai să încăm și sunt roz. Mai avem și procesul de intoxicare. Mă duc să facem pastele noastre roz? Hai. Prea mult roz. Pachetul e roz, atât, da? E roz pachetul. Acum vrem să ne facem aceste paste roz. Hai să facem pastele. Care sunt foarte dăunătoare pentru sănătate și sunt cele mai proaste paste. Da, hai să mâncăm. Farfurii roz n-am găsit, așa că o să vărs apa din paharul acesta. Și acum trebuie să încercăm să facem să încapă pastele astea în paharele astea.
tuba star, it's like a bomba. Sony Zaga Tira. If I know we just pretend, no he's like one of the kera. So you're a tough guy, I can't really know. I got no horses in the you are beautiful. Aliga trebuie deja să plece acasă. Noi am făcut foarte multe filme, ce ne-am distrat super tare, nu-i așa? Da. Și noi ne vedem, noi, eu cu tine, adică ne vedem, cred că săptămâna viitoare, când mă întorc de la mare. Te pup, Alica. Pa, pa, Alica. Pa. Am scos o lentilă. Deci asta este schimbarea mea de look. Deci eu aproape nimic nu văd, pentru că eu fără lentile văd foarte prost. Și mergem să ne plimbăm. Și cam atât a fost, dragii mei, cu vlogul de astăzi. Cam așa se termină 24 de ore în culoarea roz. De fapt se vor termina 24 de ore mâine dimineață. Dar eu o să termin acum, pentru că o să dăm până mâine dimineață. Sper foarte mult că v-a plăcut acest vlog. Eu vă pup pe toți. Și dacă mai vreți clipuri de genul, gen să fac alte videoclipuri 24 de ore în culoare galben, albastru și tot așa mai departe, dați un like acestui video, follow pe Instagram, subscribe canalului meu, share mai departe ca să vadă și prietenii voștri. Vă pup pe toți. Pe data viitoare. Bye!